cu glasurile ce strigau către Dumnezeu, căci ziceau, căutând în jos la pământ, știm că suntem vrednici de toată pedeapsa și chinuirea și pe drept cuvânt, că nu ne ajunge puterea de a răspunde pentru mulțimea datoriilor noastre, nici de vom ruga toată lumea să plângă pentru noi. Numai atâta dorim, numai atâta ne rugăm, numai atâta cerem. Nu cu mânia ta să ne mustri pe noi, nici cu urgia ta să ne pierzi pe noi. Psalmul 6:1 și Psalmul 37:1. Nici după judecata ta cea dreaptă să ne trimiți pe noi la chinuri, ci cruță-ne și ne va fi de ajuns, ca să ne izbăvim de marea ta amenințare și de chinurile cele fără de nume și ascunse. Pentru că nu îndrăznim să cerem iertarea de plină, căci cum am îndrăznit noi, cei ce nu ne-am păzit nepătată făgăduința noastră, ce am întinat-o după iubirea ta de oameni și după iertarea de mai înainte. Se puteau vedea acolo, o prieteni, se puteau vedea cu adevărat în chip vădit cuvintele lui David. Se puteau vedea oameni îndurând chinuri și încovoiați până la sfârșitul vieții lor, umblând toată ziua întristați. Se puteau vedea uitând să mănânce pâinea lor, iar apa lor bându-o amestecată cu plânsul și mâncându-și pâinea tăvălită în cenușă și în praf. Se puteau vedea alții având pielea lipită de oase și fiind uscați ca iarba veștedă. Psalmul 37:6 și Psalmul 101:6. Nimic altceva nu se putea auzi de la ei decât aceste cuvinte. Vai, 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 of, of, e drept, e drept, cruță-mă, cruță-mă, stăpâne. Unii ziceau, miluiește-mă, miluiește-mă, iar alții mai jalnic, iartă-mă, stăpâne, iartă-mă de se poate. Unii se pedepseau pe ei înșiși în arșiță, alții se chinuiau în frig. Unii gustând puțină apă se opreau îndată, gustau doar atâta cât să nu moară de sete. Alții, împărtășindu-se de puțină pâine, aruncau restul cu mâna departe de ei, numindu-se nevrednici de hrana cuvântătoare, ca unii ce au săvârșit faptele celor necuvântătoare. Notă. Pâinea este hrană cuvântătoare sau rațională, pentru că pregătirea ei se face prin rațiunea omenească. Câtă vreme animalele nu-și pregătesc hrana pe temeiul unei cugetări. Unde se vedea între ei vreo izbucnire de râs? Unde vreo vorbărie fără rost? Unde vreo faptă a iuțimii? Unde vreo faptă de mânie? Nici nu mai știau de este printre oameni vreo mânie, căci plânsul alungase dintre ei cu desăvârșire iuțime. Unde se vedea vreo împotrivire în cuvânt? Unde vreo sărbătoare? Unde vreo îndrăzneală? Unde vreo lecuire a trupului? Unde vreo urmă de slavă deșartă? Unde vreo nădejde de desfătare? Unde gândul la vin? Unde gustarea vreunor poame? Unde mângâierea de conținutul vreunor oale? Unde îndulcirea gâtlejului? Nădejdea tuturor acestora se stinsese la ei. Unde se vedea la ei grija de ceva pământesc? Unde gândul de a judeca pe careva dintre oameni? Nimic din toate acestea. Acestea erau la ei cele spuse, cugetate și strigate neîncetat către Dumnezeu. Unii, bătându-și cu putere pieptul, strigau către Dumnezeu de parcă stăteau la poarta cerului. Deschide-ne, judecătorule, deschide-ne, că ne-am închis prin păcate poarta și am rămas afară. Iar alții ziceau, arată-ți numai fața ta și îndată ne vom mântui. Psalmul 79:4. Alții iarăși, arată-te sărmanilor ce șed în întuneric și în umbra morții. Luca 1:79. Altul la rândul său, de grabă să ne întâmpine îndurările tale, Doamne, că ne-am pierdut, că am deznădăjduit, că ne-am stins foarte. Psalmul 78:8 și Psalmul 101:4. Unii ziceau, oare se va mai arăta Domnul de aci înainte deasupra noastră? Alții, oare trecuta sufletul nostru peste datoria cea de nesuferit? Psalmul 123:4. Altul, oare se va milostivi Domnul de aci înainte de noi? Oare îl vom auzi zicându-ne nouă celor din legăturile de nedezlegat, ieșiți, și celor din iadul pocăinței, iertați să fiți? Oare intrata strigarea noastră la urechile Domnului?
toți ședeau privind pururea cu ochii sufletului lor, moartea și zicând, oare ce ni se va întâmpla? Oare care va fi hotărârea? Oare care va fi sfârșitul nostru? Oare va mai fi pentru noi chemare înapoi? Oare mai este iertare pentru noi întunecați, smeriți, osândiți? Oare a avut cererea noastră putere să intre înaintea Domnului sau s-a întors înapoi pe drept cuvânt, umilită și rușinată? Oare intrând, cât folos a agonisit? Câtă bunăvoință? Cât rod a dobândit lucrarea ei? Pornind din trupuri și guri necurate și neavând multă putere, a împăcat ea oare pe Domnul cu desăvârșire sau măcar în parte? Sau a tămăduit măcar pe jumătate ranele noastre care sunt mari și au nevoie de mari dureri și sudori și de multe osteneli? Oare s-au apropiat de noi îngerii păzitori sau sunt încă departe de noi? Căci dacă nu s-au apropiat de noi, toată osteneala noastră e fără folos și deșartă. Pentru că rugăciunea noastră nu are puterea îndrăznirii, nici în ariparea curăției, pentru a intra la Domnul. Dacă îngerii noștri, călăuzitori, nu se vor apropia de noi, ca să o ia pe aceasta și să o aducă Domnului. Nota. De aceea avem totdeauna nevoie de rugăciunea altora, care ca mijlocitori sunt tot atâția îngeri pentru noi, mai ales când sunt mai curați ca noi, deși nu suntem scutiți de rugăciunile noastre. Mijlocitorii nu mai duc rugăciunile noastre mai aproape de Dumnezeu, adăugând și simțirea lor la ele. Nu le înlocuiesc. Cei deveniți ca pietrele, adică simple obiecte fără simțire, nu se mântuiesc nici prin rugăciunea altora. În mod deosebit ne ajută lucrarea de mijlocire a preoților, având concentrată în ea lucrarea întregii comunități a bisericii, în care, cu siguranță, sunt mai buni ca noi. Unii de multe ori se întrebau unii pe alții, plini de nesiguranță, zicând, oare vom scăpa, fraților? Oare ni se va împlini rugămintea? Oare va fi primită? Oare ne va deschide? Iar ceilalți răspundeau, cine știe, cum ziceau frații noștri niviteni, de se va răzgândi Domnul și ne va izbăvi pe noi de multă muncire, dar noi să facem ceea ce ține de noi. Și de nu ne va deschide, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Cel ce ne-a lăsat afară cu dreptate, dar să stăruim, bătând până la sfârșitul vieții noastre. Poate pentru multa noastră îndrăzneală și stăruință ne va deschide prea Bunul. Pentru aceea, îndemnându-se unii pe alții, ziceau, să alergăm, fraților, e nevoie de alergare, de alergare cu putere, pentru că am rămas afară din buna noastră frăție. Să alergăm necruțând trupul nostru murdar și porniți spre rele, ci să-l omorâm, mortificăm, cum ne-a omorât și el pe noi. E ceea ce și făceau acei fericiți, stăpâniți de simțul vinovăției. Vedeau la ei genunchi uscați de mulțimea mătănilor, ochii topiți și scufundați înăuntru undeva în adânc. Notă. Undeva în adâncul nedefinit și fără sfârșit al dumnezeirii, pe care nu reușesc niciodată să-l scruteze în întregime. Erau lipsiți de păr, obrajii erau răniți și arși de fierbințeala lacrimilor. Notă. Unele dintre lucruri ard și altele îngrașă. Toate lacrimile care ies din inimă din pricina păcatului usucă trupul și-l ard și de multe ori însăși cugetarea se simte vătămată la ieșirea lor. La început omul ajunge în chip necesar în treapta aceasta a lacrimilor și prin ele îi se deschide ușa spre a doua treaptă mai înaltă care este bucuria în care omul primește milă. Acum vin lacrimile care izvorăsc din înțelegere. Ele înfrumusețează și îngrașă sufletul, ele ies nesilit. Prin ele se schimbă însăși înfățișarea omului, căci când inima se veselește, înflorește fața. Fețele veștejite și galbene, nedeosebit într-un nimic de fețele morților. Ce înseamnă greaua pătimire a celor îndrăciți pe lângă acelora? Sau a celor îndurerați pentru morți? Sau a celor ce petrec în exil? Sau pedeapsa celor osândiți pentru omoruri. Nimic nu e chinul și pedeapsa fără de voie a acestora, pe lângă cea de bună voie a acelora. Și vă rog să nu socotiți cele spuse povești, fraților. Aceștia rugau de multe ori pe judecătorul acela mare, pe păstorul și îngerul între oameni, să le pună mâinile și grumazul în fiare și cătuși,
și să le țintuiască picioarele în butuci ca la cei osândiți și să nu-i dezlege din acelea înainte de a primi mormântul, ba nici chiar în mormânt. Dar nu voi ascunde nici smerirea cu adevărat vrednică de milă și iubirea zdrobită către Dumnezeu și pocăința acestor fericiți. Când vedeau că vor purcede spre Domnul ca să se înfățișeze înaintea scaunului cel neprimitor de mită, acei buni locuitori ai locului de pocăință rugau prin întâi stătătorul lor, cu jurăminte, pe acel mare păstor să nu-i învrednicească pe ei de înmormântare omenească, ci să fie aruncați ca niște dobitoace în apa râului sau să fie lăsați în țarina cutreierată de fiare. Dar cât de înfricoșătoare și de jalnică era priveliștea ceasului lor din urmă. Când împreună osândiții simțeau pe cel ce o lua înaintea lor, că era gata să se sfârșească, îl înconjurau până ce avea încă mintea în putere. Și plângând și plin de dor și clătinându-și capetele în cea mai jalnică înfățișare, întrebau însetați cu cuvinte întristate pe cel ce se stingea, zicând către el aprins de milă: ce este, frate, și împreună osândite? Cum e? Ce zici? Ce nădăjduiești? Ai dobândit prin osteneală ceea ce căutai sau n-ai izbutit? Ai ajuns sau n-ai reușit? Ai luat încredințarea? Sau nădejdea îți este nesigură? Ai ajuns la slobozenie? Sau gândul ți se clatină încă și se îndoiește? Simți în inima ta vreo iluminare sau încă e întunecată și ocărâtă? Se aude în tine vreun glas care spune înăuntru: iată, te-ai făcut sănătos. Ioan 5.1. Sau: iartă ți se ție păcatele. Matei 9.2. Sau: credința ta te-a mântuit. Luca 10.42. Sau ți se pare că auzi încă pe acela care spune: întoarcă-se păcătoșii în iad. Psalmul 9,17. Și, legându-i mâinile și picioarele, aruncați-l în întuneric. Matei 22,13. Și, piară nelegiuitul ca să nu mai vadă slava Domnului. Isaia 26,10. Ce spui, frate, pe scurt? Te rugăm, spune-ne, ca să cunoaștem și noi cele în care vom fi. Căci timpul tău s-a încheiat și altul nu vei mai afla în veac. Notă. Isaac Sirul. Întrebare. Când va cunoaște cineva că a dobândit iertarea păcatelor? Răspuns. Când va simți în sufletul lui că le urăște pe acestea cu desăvârșire din inimă și când în cele din afară ale lui se va călăuzi contrar celor în care era. Acesta s-a încredințat că a dobândit iertarea greșelilor de la Dumnezeu, din mărturia conștiinței pe care a câștigat-o, după cuvântul apostolului care zice: conștiința care nu se osândește este martora ei însăși. 1 Timotei 1:19. La acestea unii dintre cei ce adormeau răspundeau: binecuvântat e Domnul care n-a depărtat rugăciunea noastră și mila lui de la noi. Psalmul 65:19. Alții iarăși: binecuvântat e Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânarea dinților lor. Psalmul 123:6. Dar alții ziceau cu durere: oare a străbătut sufletul nostru puhoiul de nesuferit al duhurilor văzduhului? Notă. Poate anipostaton nu înseamnă de nesuportat, ci fără substanță în sine. Căci răul nu are rațiune, cum zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, el e susținut de voia ce are ea și are ceva fantasmagoric sau de nelucire în sine. Fantasmagoric, dar numai puțin pierzător. Acest înțeles îl poate avea și în locul de mai înainte, tot din acest cap, unde se vorbește de datoria de nesuportat. Răul găurește ca un cariu sau slăbește ca un minus ființa. Nu avem încă îndrăzneala, ci așteptăm să vedem ce se va întâmpla la judecata aceea. Alții au dat un răspuns mai dureros decât aceștia, zicând: vai sufletului care n-a păzit făgăduința neprihănită. Notă. Făgăduința botezului sau a călugăriei. În ceasul acesta și numai în el se va cunoaște ce s-a gătit lui. Iar eu, văzând și auzind acestea la ei, puțin a trebuit să nu deznădăjduiesc, cunoscând nepăsarea mea și asemănându-o cu greaua lor pătimire.
dar cum era și așezarea acelui loc și întocmirea lui. Însăși vederea locului îndemna la pocăință și la plâns. Căci cele ce altora le sunt grele și a nevoie de primit, celor ce au căzut din virtute și din bogăția duhovnicească le sunt plăcute și ușor de primit. Pentru că sufletul care s-a lipsit de îndrăzneala de mai înainte și a căzut din nădejdea nepătimirii, care a stricat pe cetea curăției, a fost jefuit de bogăția darurilor, s-a înstrăinat de mânghierea dumnezeiască, a călcat tocmeala cu Domnul, a stins focul cel bun al lacrimilor și e lovit și împuns cu durere de amintirea lor, nu numai că primește cu toată râvna ostenerile, ci și pe sine se sârguiește a se ucide în chip binecredincios. Notă. Și pe sine se va ucide, adică pe sine ca subiect al păcatului, descoperindu-se ca subiect al faptelor bune. Cel ce face aceasta are la început sentimentul că moare, sau că trebuie să moară, nemai având poftă pentru nimic din cele ce le făcea sau le simțea. Numai prin aceasta ajunge la sine cel în stare numai de bine. Prin nevoință, dacă a mai rămas în el o scânteie de iubire și de frica Domnului. Așa făceau cu adevărat fericiții aceștia. Căci având în minte acestea și gândind la înălțimea virtuții din care au căzut, ziceau, adus-ne-am aminte de zilele de la început, Psalmul 142,5, de focul acela al sârguinței noastre. Alții strigau către Dumnezeu, unde sunt milele tale cele dintr-un început, Doamne, pe care le-ai arătat sufletului nostru într-un adevărul tău? Altul, cine mă va pune în lunile zilelor celor dinainte, în care mă păzea Dumnezeu, când strălucea lumina Lui peste capul inimii mele? Iov 29,1-3. Notă. Cine mă va pune, zice, și mă va așeza în perioada zilelor acelea în care Dumnezeu mă păzea, când împlineam poruncile Lui și lumina mintea sufletului meu. Și cum își aduceau aminte și de virtuțile lor de mai înainte, a căror pierdere, plângându-o ca niște prunci, ziceau, unde este curăția rugăciunii? Unde îndrăzneala ei? Unde lacrima dulce în locul celei amare? Unde nădejdea nevinovăției și curățirii desăvârșite? Unde așteptarea fericitei nepătimiri? Unde credința față de păstor? Unde lucrarea rugăciunii lui în noi? Notă. Dacă orice faptă bună a altuia rodește în noi când ne deschidem ei, cu atât mai mult rugăciunea lui și mai ales rugăciunea lui cea pentru noi. Toate acestea s-au pierdut și au pierit ca și cum nu s-ar fi văzut niciodată și s-au mistuit și au plecat ca și cum n-ar fi fost. Dar să ne întoarcem la cuvântul nostru. După ce am petrecut în închisoare 30 de zile, am revenit, neputând răbda mai mult, în obște la marele păstor. Acesta, văzându-mă schimbat cu totul și turburat la culme, a cunoscut prea înțeleptul pricina schimbării și mi-a zis, ce este, părinte Ioane, ai văzut nevoințele celor ce se chinuiesc? Iar eu am zis, am văzut, părinte, și m-am minunat și am fericit pe cei căzuți care se plâng pe ei, mai mult decât pe cei ce n-au căzut și nu se plâng pe ei, pentru că aceia prin cădere s-au ridicat la o înviere neprimejduită. Iar acela zise, așa este. Și nemincinoasa lui limbă mi-a povestit următoarele. Înainte cu 10 ani aveam aici un frate foarte sârguincios și așa de lucrător, că eu, văzându-l pe el atât de aprins cu Duhul, tremuram pentru el și mă temeam foarte de pisma diavolului, ca nu cumva, prin multa alergare, să-și potignească piciorul de vreo piatră, ceea ce obișnuiește să se întâmple celor ce umblă repede. Acest lucru s-a și întâmplat de fapt, căci venind după un timp la mine, într-o seară târzie, îmi arătă o rană dezvelită și îmi ceru un plasture, mai bine zis îmi ceru să-i ard rana cu fierul roșu, și era turburat foarte. Notă. Când omul își aduce aminte de primele sale păcate și se pedepsește pe sine, atunci și Dumnezeu are grijă de el ca să-l odihnească. Pentru că Dumnezeu se bucură că și-a dat sie certarea pentru abaterea de la calea lui. Căci aceasta este semnul nepătimirii. Și pe cât de mult își silește sufletul său, pe atâta se înmulțește cinstirea lui din partea lui Dumnezeu.
Dar văzând pe doftor că nu voia să se folosească de o prea mare asprime față de el, pentru că era vrednic și de milă, se aruncă la pământ, îmi apucă picioarele, le spălă pe acestea cu lacrimi multe și îmi ceru pedepsirea în închisoarea ce-ai văzut-o. E cu neputință să nu merg acolo, striga, e cu neputință. Astfel silii mila doftorului să treacă în asprime, lucru rar și cu totul neobișnuit bolnavilor. Se duse repede la cei ce se pocăiesc, se făcu părtaș cu ei cu toată râvna, în plâns, rănindu-și inima, ca cu un cuțit cu întristarea din iubirea de Dumnezeu. Iar a opta zi a plecat la Domnul, rugându-se să nu-i se facă parte de înmormântare. Dar eu l-am adus aici ca pe unul ce era vrednic și l-am îngropat la oaltă cu părinții, pentru că după o săptămână de robie, în ziua a opta se lasă omul liber. Notă. Săptămâna e viața de acum, iar ea e vremea robiei, deoarece zidirea slujește stricăciunii. Ziua a opta e veacul viitor în care ne vom elibera de robia stricăciunii. Alta, săptămâna robiei e numită viața de acum, iar cea liberă e numită viața viitoare. Căci cel ce se scutură în cele șapte zile ale vieții de acum, de greșalele ce i s-au întâmplat, în a opta se mută la viața liberă. De fapt, mai este cineva care știe limpede că nu s-a sculat de la picioarele mele smerite și întinate înainte de a fi câștigat bunăvoința lui Dumnezeu. Și nu e de mirare, căci primind în inimă credința desfrânatei aceleia, a udat și el picioarele mele netrebnice cu aceeași încredințare. Pentru că celui ce cere, toate sunt cu putință, a zis Domnul. Marcu 9:23. 6. Am văzut suflete necurate, stăpânite nebunește de dragostea trupurilor, dar luând încercarea dragostei pricină de pocăință, au întors aceeași dragoste spre Domnul și, sărind îndată peste orice frică, s-au altoit fără sați în dragostea de Dumnezeu. De aceea și Domnul a zis despre acea desfrânată, nu că s-a temut, ci că a iubit mult și a putut schimba cu ușurință dragostea cu dragostea. Luca 7:47. 7. Știu, o minunaților, că unora li se par nevoințele fericiților acelora ce le-am povestit de necrezut, altora a nevoie de crezut și iarăși altora pricinuitoare de deznădejde. Dar omul bărbat câștigă din acestea mai degrabă un bold și o săgeată de foc și pleacă ducând râvnă în inima sa, iar cel cu râvnă mai mică decât acesta își cunoaște neputința sa și, dobândind cu ușurință smerita cugetare, din disprețuirea de sine, aleargă după cel din tâi. Nu știu însă dacă aș fi ajuns ca acela, dar cel trândav ni să nu asculte la cele spuse, ca nu cumva să risipească și puținul pe care încă îl face deznădăjduit cu totul, și să se întâmple în el cuvântul care zice, de la cel ce nu are râvnă și ceea ce are se va lua de la el. Matei 25:29. Notă. Ca să nu sperie pe cei ce nu fac o pocăință atât de mare, ca cei descriși înainte, autorul scrierii îi liniștește spunând că și puținul bine pe care îl fac le este de folos. În casa tatălui meu sunt multe locașuri sau răsplăți, a spus Domnul. Ioan 14:2. Chiar de cel numit în rândul al doilea care urmează celui din tâi, dar nu cu bărbăția aceluia, ci cu smerita cugetare, conștient de neputința sa, autorul nu știe de a ajuns la același locaș cu cel din tâi. Aceasta este bărbăția, ca omul să lupte împotriva păcatelor sale de mai dinainte, pentru care se și roagă să fie iertat, ca să nu se lase birui de ele, fie în inima sa, fie în faptă, fie în simțire. Alta, bărbăția inimii este un alt ajutor al sufletului după Dumnezeu, precum și lenea este un ajutor al păcatului. Alta, dragostea de Dumnezeu alungă negrija, iar lipsa de frică o stârnește pe aceasta. Se afirmă mereu sinergia sau trebuința împreună lucrării omului cu Dumnezeu. 8. Nu putem noi, cei ce am căzut în groapa fără de legilor, să ieșim de acolo, dacă nu ne-am scufundat în adâncul smereniei. Notă. Sunt două adâncuri. Cel al păcatului e numit aici groapă, pentru că e un adânc al nesimțirii, o groapă în care se înmormântează conștiința.
și un adânc fără fund, un abis al smereniei, care e o adâncime fără sfârșit a conștiinței, micimii proprii și a responsabilității în fața lui Dumnezeu. Aceasta nu poate fi experiată decât deodată cu infinitatea puterii lui Dumnezeu. Chiar din groapa păcătoșenii se poate trece în adâncul smereniei, căci chiar păcatul îl poate face pe om să vadă cât de nevrednic este de Dumnezeu. Dar această trecere, făcându-se prin trezirea conștiinței, e o trecere de la un adânc la altul. Numai simțul adâncului se menține în acel om. Prin adâncul smereniei se săvârșește o înălțare din întunericul tot mai gros în lumina nesfârșită a lui Dumnezeu. 9. Alta este smerenia mâhnită a celor ce plâng și alta mustrarea conștiinței vecină cu deznădejdea a celor ce păcătuiesc încă. Și alta fericita bogăție a smereniei ce se ivește în cei desăvârșiți prin lucrarea lui Dumnezeu. Notă. Există o smerenie de la Dumnezeu și mai este cel ce se smerește din frica de Dumnezeu, dar este și o smerenie din dorința lui Dumnezeu. Celui ce se smerește din frica de Dumnezeu îi urmează o cumpătare a mădularelor, o liniștire a simțirilor și cu o inimă zdrobită în tot timpul. Iar celui ce se smerește din bucurie îi urmează multă simplicitate și o inimă ce crește și nu poate fi ținută. E o inimă ce crește în harul lui Dumnezeu, în ambianța iubirii Lui, ce nu poate fi oprită din bucuria și zborul ei înălțimile nesfârșite ale Lui. Aceasta e o smerenie copleșitoare prin bogăția ei, întreținută de experiența mereu sporită a nesfârșirii lui Dumnezeu. În această smerenie lucrează Dumnezeu însuși în mod precumpănitor. Să nu ne grăbim să o aflăm pe cea de-a treia prin cuvinte, căci în zadar vom alerga. Iar semnul celei de-a doua este răbdarea desăvârșită a defăimării. Notă. Lucrul smereniei este că, dacă cineva ne batjocorește și ne alungă, să avem sufletul deopotrivă cu al unui câine, care când e alungat pleacă, iar când e chemat vine, având în inimă gândul că nu suntem vrednici să fim cu acela. Căci deprinderea rea de mai dinainte, notă, gândul păcatului care ne stăpânește și care se ivește în conștiință pe neașteptate, uneori și în cei ce plâng pentru păcatele lor, chinuiește de multe ori și pe cel ce plânge, și nu e de mirare. 10. Cuvântul despre judecățile lui Dumnezeu și despre căderi e întunecos și neînțeles de niciun suflet. Nu știm care sunt căderile care ni se întâmplă din negrijă, care din părăsirea din economie cu un rost bun, care din pricina întoarcerii lui Dumnezeu de la noi. Dar cineva ne-a povestit că cele ce ni se întâmplă din economie pricinuiesc o întoarcere grabnică, căci nu îngăduie Dumnezeu care ne-a predat lor să fim ținuți mult de ele. 11. Să luptăm înainte de toate cu dracul întristării, căci acesta venind lângă noi în vremea rugăciunii și aducându-ne aminte de îndrăznirea noastră de mai înainte, voiește să ne oprim din rugăciune. Notă. Dracul întristării ne șoptește în vremea rugăciunii, dacă întrerupem firul ei prin goluri, că nu simțim în ea îndrăznirea către Dumnezeu sau legătura vie cu El pe care am avut-o altă dată. Și aceasta ne face să ne întristăm și să încetăm a ne ruga ca unii ce n-am fi acum în starea cuvenită a ei. Dar trebuie să stăruim în rugăciune, chiar dacă ea e întotdeauna fierbinte și adunată în întregime în gândul la Dumnezeu. Fiicul luare aminte, frate, la dracul ce aduce întristare în om, căci multe sunt cursele lui până ce te face neputincios. Căci întristarea cea după Dumnezeu e bucurie, prin aceea că te vezi pe tine stăruind în voia lui Dumnezeu. Dar acela zice, unde vei scăpa, căci nu ai pocăință? Aceasta lucrează cu dușmănie, până ce va face pe om să-și piardă înfrânare. Dar întristarea cea după Dumnezeu nu-l apasă pe om, ci îi zice, nu te teme, vino iarăși, căci știe că Dumnezeu e puternic și îl întărește pe el. Puterea celor ce voiesc să dobândească virtuțile, aceasta este, ca dacă vor cădea să nu se descurajeze, ci să fie iarăși cu grijă. Alta, e o întristare folositoare și este o întristare pricinuitoare de stricăciune. E propriu întristării folositoare să plângă pentru păcatele proprii, ba să plângă și pentru păcatele și pentru neștiința aproapelui, atât pentru a nu cădea cu intenție, cât și ca să ajungă la cea mai desăvârșită bunătate. Iar cei lumești se întristează pentru că nu sunt slăbiți
și se topesc dorințele ale altora când sunt sărași.